N-am să vă mint, băieți și fete, mi-a fost dor de o piesă Five Gang. Chiar mi-a fost dor. Nu mai scos o piesă de 3 luni. Mamă, s-o simțit de parcă a fost un an, mă jur. Da, mă, au scos băieții ăștia din Five Gang piesă, se numește, înainte să vă zic cum se numește, mie chiar nu mi-a venit să cred că se numește așa o piesă Five Gang. Deci eu credeam că băieții ăștia totuși cât de cât o să încerce să nu mai fie chiar așa de cocalar, dar a fost chiar contrariu. Îs mega cocalar, ești nebun? Forțini se numește piesa. Forțini. Cum dracu să-ți dai numele la piesă Forțini? What the fuck, man? Forțini l-aud pe unul care poartă pantalon vagabond. Stai. E pe 6 în trending momentan. Am top comment-ul, bă, băieți, am top comment-ul. Măcar asta este important, nu? Top comment-ul. Și chiar e ceva adevărat. Chiar e ceva foarte, foarte adevărat. Na, you know, când nu minți, nu minți. Știi cum se zice? Neapărat să dați sub că trebuie să facem 400k acum. Încă aproape 10k. Vă rog, cadou de Crăciun pentru mine. Please, de pre-Crăciun. Tot ce fac e forțini. 8 secunde au durat până când au zis cuvântul forține. Bine, e titlul piesei, mi se pare normal să zică cu acest cuvânt și să-l zică de foarte, foarte multe ori în piesa respectivă, în piesa asta, pardon. Sunt prea forță forțini, eu dau toată noaptea, o iau razna vecinii. După cum v-am zis și în fiecare videoclip despre Five Gang, ăștia numai despre asta cântă, despre cât de forțini îți iei, cât de șmecheri îți iei, cum fac ei banii, cum alții nu fac banii ca ei, cât de tari îți iei, câte femei au ei, cum îți fură gagica. Ok, dude. Și fac banii forțini, nu poți să ți pasă, știi că noi suntem primii. Chimbați-mă și voi un pic, faceți un video sau o piesă despre un jaf. Faceți un video sau o piesă despre cum vă jucați pe calculator, despre cum trăiți carantina. Chemați-mă ca director la o piesă de-a voastră, vă rog, și mă jur că o să fie cea mai forță piesă pe care ați scos-o vreodată în viața voastră. No cap, cum se zice în cultura urbană. Dacă așa o simt, eu nu tac, o să o spun. Am ajuns primul voi, încă sunteți pe drum. O chestie interesantă la clipul ăsta, îmi place cum e filmat. Chiar îmi place cum e filmat, probabil pentru chestia asta, e cool. E cool, îmi place imagistica. Am bag un ras, ați fura mandarun sau zaitun. Ăștia râdeau de mine, acum am viața parfum. Shelly, îmi pare rău, bro, dar n-am înțeles ce ai zis aici, mă jur. Trebuie să caut versuri. Stai așa să intru să caut versuri. Nu pot să cred așa ceva, bă. Și pe pagina asta, pe site-ul ăsta de versuri, partea respectivă e pusă cu puncte, puncte, bă. Am bag un ras, ați fura mandarun sau zaitun. Ăștia râdeau de mine, acum am viața parfum. Chiar n-am înțeles, chiar n-am înțeles. Și bă, o chestie vreau să vă zic aici, că am observat o chestie foarte interesantă care au zis-o când și-a început versul. Dacă așa o simt, eu nu tac, o să o spun. Am ajuns primul voi, încă sunteți pe drum. Bro, felicitări unde ai ajuns în și like that. Nu trebuie să ascunzi chestia asta, nu trebuie să fii humble cu ce ai obținut în viață și pentru ce ai lucrat. Dar chestia e că deja devine plictisitor să fie în fiecare piesă. Eu asta zic, că pe mine nu mă deranjează că zici tu în piese că ești tare și unde ai ajuns și așa mai departe. Chiar deloc, frate, pentru că este foarte, foarte inspirațional. Înțelegi? Ideea e că în fiecare piesă e același lucru. Gen, mai fă una în care nu zici același lucru, știi ce zic? Și după aia fă încă 5 care zice același lucru, măcar schimbă un pic, switch it up, man, switch it up. Bine, eu înțeleg că asta se cere și asta se ascultă și așa mai departe și asta trebuie să faci ca să fii pe radio și așa mai departe și ca să faci views. No, câteodată mai schimbă un pic, știi ce zic? Cred că toată lumea ar aprecia chestia asta. Tot ce fac e forțini și o să țin așa până fac un mili. Acum poate o să mă urâs pentru ce o să zic, dar nu-mi pasă. Sună mai bine din punct de vedere muzical față de restul pieselor. Singurul lucru ce mă deranjează pe mine și mă deranjează foarte tare e cuvântul ăla forțini, frate. Putea să fie absolut orice în afară de forțini, omule, ce dracu. Eu înțeleg, majoritatea, 95% din oameni sunt cocalari și o să fie appealing pentru ei chestia asta. Dar restul, știi ce zic, restul, ce se întâmplă cu restul? Nu contează, pentru că i-a spus și, știi, și nu fac numere. Dar imaginează-ți dacă și restul ar fi acolo. Ar fi mai bine, nu? La record start am un DOP smart, telefonul pe smart e mereu ocupat. Păi n-o rimat smart cu smart. Cam smart, bro. În asfalt, femeia în dreapta a fost cu mine din start. 1.60, dar sunt la nivel înalt. Eu și frații mei avem succesul garantat. Bă, după cum am zis, din punct de vedere muzical nu sună rău. Chiar nu sună foarte rău. Se vede că au evoluat băieții și așa mai departe. Pentru că, na, totuși eu am început să facă muzica asta la Caterinca. Pentru mine o stricat tot farme cu piesei. Faptul că a folosit cuvântul ăla forțini. Mă, ce Dumnezeu folosit de forțini? Nu te supăra, nu e vina mea, yeah. Bă, n-am să vă mint, dar, bă, quick
Fiecare beat pe care îl face Quick ăsta e tare, e forțini. Chiar star beat-urile lui Quick. Că am luat o razna cât timp am fost plecat. S-a întors treperul vostru preferat. Ușor, bro, chill. Cine a zis că ești treperul meu preferat? Cine a zis că ești trapper în primul rând? Bro, tu nu ești trapper, ești manelist. Welcome back, man, mi-a fost dor de tine să râd. Că n-am mai râs de mult așa bine. Mă sună femeia, trec pe modul silențios. Postează pe Insta, vrea să mă facă gelos. N-o să vă mint, dar mai are foarte, foarte puțin Gami și ajunge să facă piesă cu Jador. Chiar ar merge o piesă cu Gami Jador, pentru că se potrivesc foarte bine, că amândoi fac manele. Bine, boss, ai tu pe ai orgoliu. Dedicații prin SMS. Vă zic, mă, vă zic, ăsta este next step. Dacă Gami nu o să facă piesă cu Jador, bă, înseamnă că ceva nu e bine. Imaginați-vă, Gami, piesă cu Jador, să facă o mania Gami cu Jador, bă, o să rupă, bă, omule, o să rupă, o să facă views gârlă. Dacă, acum, cum îl cheamă pe ăsta? Dani Mocanu nu mai face muzică, Gami și Jador, the new thing. Dar buzunarul tău poartă doliu. Stau cu Quick în studio pe fotoliu. Încuhit în portofoliu. Nu știu care a fost ideea din spatele părții astea lui Gami în care au cântat manele, cred că să-i facă pe hater geloși. Da, după cum v-am zis, Forțini cu un pic de manele chiar se potrivește bine. Nu pot să fiu hater pe așa ceva, mă, ci obvious, e obvious, nu? Bă, dacă merge, merge, știi ce zic? Că nu place mie, e partea a doua. Da, sunt hater, am buzunare subțiri. Fac diabet, am faima, am swag-ul, pe smart-ul, check. Bă, stai un pic să mă uit pe versuri. Pe smart-ul, pe smart. Ce? O să las așa. Ce-o fi, o fi, ce-o zis, o zis. Că eu n-am înțeles, sincer să fiu. Îmi ziceți voi în comentarii ce-o zis acolo, că n-am înțeles. M-au chemat băieții la studio, m-am dus direct. Termin piesa înainte să o încep. Termin piesa înainte să o încep. Păi, ai început vreodată vreo piesă? Șefa din gang nu mai e un secret. Când lansăm o piesă, raw alert. Șefa din gang nu mai e secret. Păi chiar nu e secret, zici asta de 5 piese. Nu te supăra, dar deja cred că toată lumea știe faptul că tu ești șefa din gang și sincer să fiu, nu știu cui pasă. O piesă Forțini, într-adevăr. Chiar m-o spart piesa asta din toate punctele de vedere. Ok, din punct de vedere muzical, după cum v-am zis, băieți, se vede cu evoluați așa mai departe. Pentru că, na, după ce faci atâta timp chestia asta, chiar trebuie să fii prost ca să nu evoluezi deloc. Ei nu-s prost că... Nu-s prost. Ei nu-s proști că smart. Cuvântul Forțini. Cine dracu folosește cuvântul Forțini și de ce ai vrea să numești o piesă și să faci o piesă despre cuvântul Forțini? Dacă nu era Forțini și era altceva, nota 10. Switch it up, man. Eu înțeleg că e cool, da, și nu zic că nu e cool, e inspirațional să auzi alți oameni care au reușit în viață de la nimic și așa mai departe și că se mândresc cu chestia asta și așa mai departe. Nu zic nu, felicitări, props. Dar mai schimbați și voi câteodată, că nu vreau să aud chestia asta de fiecare dată, că am înțeles din primele 10 dăți. Asta este părerea mea despre această piesă. Sper că v-a plăcut video, sper că sunteți de acord cu mine și dacă nu sunteți de acord cu mine, vreau să vă aud opinia în comentarii. Eu am fost Ren, nu uitați să dați sub, că neapărat să dați sub, că trebuie să facem 400.000 acum, că încă aproape 10.000. Vă rog, cadou de Crăciun pentru mine, please, de pre-Crăciun. Deci da, like, share, sub, Yos Live. Pe twitch.tv/r34 facem tier list cu piesele din 5 Gang. Facem tier list cu piesele din 5 Gang, boys. Jesus, ce creier râs. Ce idee am. Follow pe Instagram neapărat, că așa acolo vreau să fac 100.000. Pe YouTube 400.000. Așa aprecia foarte tare. Eu am fost Red. Să aveți grijă de voi. Să beți multă apă și să aveți grijă de sănătatea voastră și de cei din jur. Peace. Hit the chicken spot, my blood thicker than your plot, ay. Yeah, I know they watch, looking try to steal my sauce, ay. Cause I got the juice like I'm sipping high C. Rhymes punch Ali, and your bitch is top three, ay. She like, what it do? Those are what you want, ay. I been getting loot, bitch, you can't get my heart, ay. She like, what it do?